Hei, bună! Suntem în ziua 4 de Vlogmas. Este deja 4 și un sfert seara. Astăzi nu am făcut mare lucru pentru că nu am dormit azi noapte și nu m-am simțit în stare să fac în afară de să mă ocup de tiară și să spăl câteva vase și să strâng un pic din casă. Nu am făcut nimic. Nu este, da, un capăt de lume dacă într-o zi nu fac de mâncare. Asta am învățat-o. Așa, și dacă, să zic, în casă este haos, poate să aștepte haosul până mâine, că nu se întâmplă nimic. Despre asta voiam să vă vorbesc, ca acel subiect zilnic. Faptul că Tiara este mommy girl, este fata lui mama, cum ar veni, și oriunde mă duc e coadă după mine, la baie, dacă mă duc la bucătărie după mine, dacă oriunde mă duc este după mine. Iar mami, mă lași să vorbesc aici? Uite, jucăriile. Lasă masa. Plimbă mobil acum. Este un lucru nou la ea, nou, de câteva luni. Hei! Ce voiam să spun, da, este că dorința de a merge la sală nu a fost neapărat pentru a slăbi. Nu consider că am... Nu mă consider grasă sau... Chiar dacă pentru unele persoane faptul că mi se văd colecei pe burtă este șoc, șoc și groază, pentru mine este corpul meu, îl accept așa cum e, are momente când trebuie să câștige câteva kilograme, când mă simt bine cu acele kilograme. Dacă am câteva kilograme în plus și nu mă simt bine fizic, atunci și cred că este cazul să dau jos. Dau jos, dar totul este în funcție de cum mă simt eu, nu este de trebuie să fiu slabă ca sau... trebuie să slăbesc pentru că mi-a spus Cutărescu că sunt grasă. Nu. La mine este în funcție de cum mă simt. Dacă mă simt bine cu 60 de kilograme, mă simt bine cu 60 de kilograme și atât. Mă accept așa cum sunt și am învățat asta odată cu venirea pe lumea fetei. Mă rog, din timpul sarcinii am început să lucrez mental la treaba asta. Suntem unici, suntem diferiți. Dacă eu am 3 kg în plus, asta nu înseamnă că și tu trebuie să ai 3 kg în plus, sau dacă eu am 50 de kg și tu trebuie să ai 50 de kg. Dacă tu te simți bine așa cum ești, la 70 de kg și te simți, ești fericit în interior, fără să ții cont de ce zice vecina, este cel mai important. Așa, făcând abstracție de ce am zis, ziceam că este fata lui mama, iar eu am ales să fac sală pentru a ieși din casă. Timp de un an și o lună m-am dedicat doar ei. Ieșeam afară doar ca să scot pe ea, niciodată nu ieșeam singură sau s-a întâmplat de câteva ori să ies cu fetele la o cafea, dar cu ea după mine. Așa, nu cred că am ieșit. Sau am ieșit o dată fără ea, o singură dată, și cred că am fost o oră și m-a sunat soțul: treci acasă că plânge copilul! Așa că, din moment ce a făcut un an, am decis și oricum mânca singură, hrană solidă. Ia, mulțumesc, mami! Am zis, gata, e momentul să evadez, să îmi aloc și eu timp pentru mine, pentru psihicul meu, pentru că era deja frustrant și cu pandemia. Să stai în casă, m-am panicat oricum, la începutul pandemiei m-am panicat foarte tare, 46 de zile, n-am ieșit din apartament, am stat închisă în casă, n-am ieșit afară, n-am ieșit cu copil, n-am ieșit cu nimic, pentru că mi-a fost frică, a fost și, ai grijă, mami, a fost și impactul acela la început, oricum, mi-am schimbat mentalitatea. Așa, ce voiam să mai spun, da, și... E important pentru o mămică să-și ia timp pentru ea. Chiar dacă ieși de 10 ori la țigară, dau un exemplu, sau
îți savurezi în liniște cafeaua dimineața și lași fata cu tăticul sau cu o rudă sau cu bunica sau cu bona sau cu cine are grijă de ea, e important pentru psihicul unei mame să aibă timp pentru ea. Cel puțin asta am învățat, pentru că sănătos! Timp de un an de zile eram foarte nervoasă și proaspăt mămică, care nu s-a mai confruntat cu situația asta în trecut, este un șoc. Iar dacă tu nu ți iei timp pentru tine, s-ar putea să intri în depresie și dacă tu ca mamă nu ești bine, nici copilul nu va fi bine. Eu am văzut, cu cât eram mai agitată, cu atât copilul mi era mai agitat, cu cât era mai calmă, cu atât copilul îmi era mai calm. Da, mami! Da, cine e acolo? Tiara? Unde-i Tiara? Unde-i Tiara? Acolo? Acolo-i Tiara? Da, mami! Așa că dacă sunteți mămici, știți despre ce vorbesc, presupun. Dacă veți deveni mămici și vedeți videoul ăsta, e un sfat pe care îl aș da oricui, iar, nu știu, alocați-vă timp, chiar dacă este 10 minute, chiar dacă este jumătate de oră, chiar dacă este o oră întreagă. Știu că sunt mame care, eu n-am timp să mă duc să mă spăl pe dinți și nu știu ce. Din propria experiență, eu practic stau toată ziua cu ea. Ajutor am doar seara și atunci foarte puțin. Sau sunt zile cum e astăzi, când a venit, a salutat, a plecat și s-a întors la muncă. Și eu stau toată ziua cu ea și reușesc la urmă noi să fac și treabă în casă, să mă și machiez. Reușesc să le fac pe toate. Important e cum le prioritizăm. Da, asta ziceam. Depinde foarte mult de noi. Dacă noi nu ne simțim bine, automat lucrul ăsta se va răsfrânge asupra copilului. Așa că... Așa. Ce faci? Ce faci? Da. Cam asta voiam să vă spun. Voiam să vă mulțumesc din nou pentru susținere. Iar dacă dorești să te abonezi, mi-ai face un... Bine, să zic, dacă vrei. Nu durează mult, durează o secundă. Cât ai da un like pe Facebook, durează să te și abonezi. Și mai ales dacă ți se pare că ceea ce zic eu este oarecum corelează cu... Ai treabă? Da. Da, are o grămadă de treabă, toată ziua are treabă. Cam atât. Spune pa, pa! Da, acolo, mami. Spune papa, acolo, sus. Papa. Acolo, papa. Da, cam așa. Papa. Voiam să vă arăt cum arată micul ei dejun câteodată, nu tot timpul. Tu, maimuțică, ce faci acolo? Aștepți micul dejun? Da? Așa. Am pus aici niște lapte de migdale. Voi pune o banană. Așa. O mână de spanac pentru fier. Așa. O mână de kale. Spălate, bineînțeles. Voi pune și un morcov pentru că ea nu prea mănâncă morcov. Doar mușcă din el și apoi scuipă. O să vă și arăt. Și prin urmare nu prea ajunge în stomacel. Și pun jumătate de morcov. Pentru omega o să pun niște semințe de floarea soarelui. Da, mami, facem un dejun. Și ca să înducesc un pic, pun niște maple syrup. Din acesta, hei, ușor, mami, bio. Da, puțin. Un strop. Atât. Și facem vâș, 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 vâș. Iam drumul și facem vâș, vâș, vâș. Așa facem vâș, vâș, vâș.
pun în, în sticluța ei. Așa. Și restul ce rămâne îmi pun mie într-un borcan. Opa! A dat mami pe lângă. Da, mami. După cum spuneam, morcovul iese prin toată casa în forma aia și ea doar practic se joacă. Așa. Poftim. Poftim, mami. Ce-ți dă, mami? Și să-mi zici cum ți se pare. Îmi spui? Papă! Uite, ce ziceam? Ia, spune-mi, mami, cum ți se pare. E delicios? Să intru în loc tu ca să se focalizeze. Ia. Cum ți se pare? Gustos? Vrei de la mami? Vrei de aici, mami? Îți place mai mult cu paiul? Stai, mami, că nu reușesc. Poftim. Hopa! Nu vi l-am mai arătat de mult pe Șebo, dar cum se vede, de obicei când vine Tiara lângă el, fuge. Dă-te un pic, te rog, și vezi să nu cazi în pat. Și voiam să vi-l arăt pe mândru ăsta mic. Da, pe care nu l-ați mai văzut de mult, trebuie să-l tund. Hei, 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 mami, te rog, trebuie să-l tund și să-l curăț la ochi. Și de fiecare dată când se apropie, iar fuge. Hai să-l pipim aici. Facem steluțe de hârtie? Haide să vedem. Foarte deștept, să știi. Hei, hei, lasă masa aici, te rog. Ia să vedem, cum acum? Dar nu te urca pe masă. Ia să vedem, mami. Ia. Uite, poftim. Uite așa. Wow, ce fain a făcut mami. Și am făcut pe speluță. Da. Da, uite ce faină e. Da. Da, da. Cum s-a pus ea mândra. Așa s-a pus. Și facem împreună. Nu-i așa? Facem împreună? Fă și tu așa. Uite, punem una aici.
Chiara? Da. Uite aici, pune mâna și așa. Bravo! Și acum dăm cu lipici. Așa. Și mai fă din nou. Opa. Stai. Poftim. Fă din nou. Hai. Te rog. Hai. Așa. Bravo! Bravo, mami. Dă-i mami. Hai. Dă-i mie. Hai, dă-mi mie, te rog. A, te așezi din nou aici. Hai să vedem. Dabi. Dabi. Dabi, Dabi. Dabi, Dabi. Ia să vedem. Vrei să pleci? Hai, fugi! Hai, ești de aici? Poftim! Nu vrei? Te joci mai mult tu, știi, nu? Ce somne? Mergem la somne? Mergem? Da? Mergi tu înainte? Hai, du-te tu înainte. Cățel. Mami, dar știi ce am văzut la advent calendarul ăsta? Că nu sunt trecute toate cifrele. Hai, să-l deschidem. Da, ești cam rece pe mâini, nu crezi? Hai, așa, hai să vedem. Numărul 4. Uite aici. Uite aici. Uite aici, 4. Hai. Uite, trage tu de el. Hai, trage. Wow! Ce vrei să faci? Cum vrei să faci? Ia! Haide! Hai că acum poți! Wow! E un trifoi, mami, cu 4 foi! Hai să-ți poarte noroc! Hai, pune la loc! Hai, pune la loc! Bravo! Hai să lăsăm aici, așa, bravo! Zi, pa, pa! Pa! Uite-o! Mâine! Mâine, mami! Mâine! Haide! Mâine! Hai și tu! Așa! Hai tare! Așa! Thank you.
Hai să scrie la guriță, mamă. Hai să desenezi, mamă, o căsuță, vrei? Desenezi, mami? Cum faci? Cum faci? Așa faci? Bravo! Așa faci? Maimuțică!